Salut! Bine te-am regăsit la o nouă activitate! Astăzi am hotărât să acordăm atenției exprimării obiectului direct, indirect și a circumstanțelor. Vom face cunoștință cu o veveriță foarte șiriată. Veverița noastră vrea să adune toate alunele din pădure. Ea își face un plan pentru a ajunge la mâncarea dorită. Pentru a afla acest plan, completează în spațiile libere indicii de loc pe care îi consider potriviți pentru acest text. Iați timpul necesar rezolvării acestei sarcini. Mm, eu m-am gândit că poate fi completat în felul următor. Din scorbura ei, din gaura de după stejarul cel gros, veverița nu-și mai găsește locul așteaptă cu nerăbdare să pornească în căutare de alune. Pe unde să o ia? Pe lângă tufiș? Nu. Pe după copacul acela cu scoarță albă? Nici așa. Atunci? Cuvintele introduse de mine au fost din scorbura, pe lângă tufiș, de pe după copac. Privește cu atenție cuvintele încercuite au înțeles singure? Aceste cuvinte ne ajută să exprimăm circumstanțele legate de loc. Citește textul acum fără aceste cuvinte. Enunțurile mai sunt oare corecte? Cuvintele care ajută la exprimarea obiectului direct, a obiectului indirect și a circumstanțelor se numesc prepoziții. Dacă există mai multe cuvinte care împreună au rolul unor prepoziții, ele se numesc locuțiuni prepoziționale. În limba română există prepoziții simple, cele pe care le vezi pe ecran, prepoziții compuse și locuțiuni prepoziționale privește cu atenție imaginea și folosește corect prepozițiile și locuțiunile prepoziționale deasupra, de desubtul, în fața, în dreapta și în stânga. Cu siguranță acest exercițiu nu ți-a dat mari bătăi de cap. E important să ții minte Faptul că substantivul în cazul acuzativ cu prepoziție este nearticulat atunci când acesta nu are cuvinte subordonate. Dacă substantivul are alte cuvinte subordonate, atunci este articulat. Veverița s-a ascuns după copac. Veverița s-a ascuns după copacul cu scoarță albă. Prepoziția cu însoțește substantivele articulate. Veverița desface nucile cu gheruțele. Veverița desface nucile cu gheruțele ascuțite. Când cineva sau ceva suferă acțiunea, substantivele precedate de prepoziția cu rămân nearticulate. Alunele desfăcute sunt cu coajă. Alunele desfăcute sunt cu coajă tare. Felicitări! Ai ajuns la final. Acum te vei descurca cu siguranță grozav și vei descoperi orice prepoziție și orice locuțiuni prepoziționale apar în textul tău.